Dar mai bine spați, nini, nu te teame, putem să stați liniștiți acolo, nini, că nu... Aul, dar o să vă întreb o lucru. Nu o să fac. Când ajungeți? Ajungeți în seara asta, doamne. Da, ajungem. Trebuie. N-avem ce face, trebuie. Salutare tovarăși și bine v-am regăsit în partea a doua a turei din Munții Apuseni 2022. Plecăm acum spre lacul Geamăna, unde au deversat acolo tot felul de chestii. Plecăm de la pensiunea Mătușa din satul Bucium. Să vedem de ce aventuri vom mai avea parte astăzi. Cu siguranță vom avea parte de ploaie, însă măcar să prindem o fereastră, să ne apropiem cât mai mult de Geamăna, să vedem care e treaba pe acolo. Trebuie să ne întoarcem puțin în jur de 4-5 km, pentru că ne-am obătut puțin de la ruta principală pentru a sta aici la cazare. Acum intrăm din nou în localitatea Bucium Poieni, unde va trebui să facem undeva, cred că stânga, o altă casă frumoasă din zonă, ceva autentic, muzeul satului direct la ei la casă. Gata, tocmai ce a revenit în traseu, noi avem din partea din dreapta și o să facem stânga către localitatea Mogoș, care se află la 12 km de aici. Foarte frumoasă această zonă. Păcat că nu au reabilitat asfaltul. Poate astfel ajungeau mult mai mult turiști aici. Tocmai ce am intrat în pădure, am ajuns pe drumul ăsta forestier, unde aparent au loc și câteva defrișări sau toaletare a copacilor de aici, pentru că văd că sunt tăiați doar pe margine. Deja au început noroaiele să apară, tot felul de bălți. Dar deocamdată e bun drumul, nu ne plângem, vedem ce e mai încolo. A, uitați aici cum s-a surpat. Copacii ăștia bănesc erau mai aproape și au ajuns cumva acolo jos. Iar aici pur și simplu a fugit drumul. Iată că am ajuns la o intersecție unde drumul ia brusc la dreapta, iar noi va trebui să o luăm în stânga, prin șleaurile astea. Și cu ocazia asta putem să vedem și panoul de aici pentru lucrările care se vor face pentru reabilitarea drumului, probabil vor turna din nou asfalt și zic că vor termina acest proiect tocmai pe 31 martie 2023. Deci cam peste un an mai durează. Este vorba despre Transalpina de Apuseni, mai exact, care pornește de la Aiud și se termină în Bucium sat. Acum să înceapă baia de nămol. N-am mai făcut de mult o baie așa de întreținere pentru bicicletă și știți că lutul este bun pentru întreținerea tenului. Și cred că e bun și pentru întreținerea vopselei de pe biciclete. După acești 30 de metri de noroaie, văd că putem să revenim pe șaua bicicletei. Drumul e acceptabil, ținând cont că e un drum secundar de pădure. Avem și răspunsul de ce drumul este atât de rău. Din cauza faptului că au loc exploatări în zonă, trec multe utilaje grele și formează aceste șanțuri. Unde rămâne apa? Și practic unde rămâne apa se fac astfel de noroaie, tranșee, în termeni mai populari. Ce mi se pare ok la pământul ăsta cel puțin deocamdată e faptul că văd că nu se lipește de cauciucuri și astfel nu ne îngreunează mersul pe bicicletă. Cam așa arată aici drumurile prin Apuseni, cel puțin prin partea asta, către lacul Geamăna. Ajungi la o altă intersecție, noi venim de acolo din spate. Va trebui să o luăm la dreapta, pe, aș putea să zic că seamănă cu Albie de Râu. Seamănă foarte bine cu cea de la Curmătura Fiarelor, când a rămas împodmoliți. Iar în față continua un drum mult mai bun, dar care din păcate se abate de la traseul nostru. Așa că să-i dăm bătaie și să vedem ce ne așteaptă pe aici. Cam așa arată drumul. Mergem practic pe firul unui râu. Avem pietriș. Avem diverse rămășițe de lemne, probabil că trag pe aici arborii după ce îi taie. Unde mai băgat? Uite și tu pe unde mai băgat. Ăsta-i drum? Uitați-l pe Cătălin aici, se bucură de aceste tranșee, exact ce îi place lui mai mult. Tot anul așteaptă să aibă parte de așa ceva și iată că dorința ei s-a îndeplinit în sfârșit. Ca și cadre, ca și peisaje, n-am ce zice, sunt formidabile. Însă dacă ai fi la câțiva metri de lângă bicicletă,
Ai putea să jur că n-ai trece niciodată pe aici. Așa cum se tot mirau toți oamenii când le spuneam noi pe unde vrem să o luăm. Ziceau că este imposibil. Este incredibil faptul că a ieșit puțin soarele, ținând cont că au anunțat că toată ziua va ploua. E nemaipomenit. Chiar și dacă avem puțin parte de soare, mie mi se pare excepțional. După 20 de minute de mers prin albia râului, am ajuns la un drum puțin mai bunicel. Iar Cătălin ne spune că după urcarea asta o să avem și un drum mai bun. Deci hai să urcăm în continuare. Iată ce drumuri bune avem aici, după acea vale, valea rea, să-i spunem, plină de pietre, de apă. N-ai zice că astfel de drum ar duce la o așa râpă, chiar nu-ți trece prin cap. Aici avem parte de astfel de peisaje fenomenale, nici nu mă așteptam la altceva. După ce ai parte de urcare grea, întotdeauna este binevenită o astfel de coborâre, poți să te mai odihnești și poți să te și bucuri în același timp. Aici văd că sunt niște căbănuțe. Văd că sunt niște stâni aici. Aici un drop de sare. Cât de liniștită poate să fie această zonă. Se aud foarte bine păsările. A venit și vremea asta, a venit din nou ploaia, însă am ajuns la drum bun. Deci acum tot ce avem de făcut e să luăm pelerina pe noi și să-i dăm la coborâre. Având foarte puțin până la lacul Geamăna, în jur de câțiva kilometri, unde sperăm că se va opri ploaia. Aveți și câteva imagini de la cald, cum s-ar zice, plouă, drumul este plin de noroi, tot e bine că mergem la vale. Ia uitați-l aici pe șeful la noroi! Dă-i, 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 dă-i! Și acum hai să vă acoperim, să nu cumva să vă plouă. Cam așa arată câteva din casele de lângă lacul Geamăna. Aceasta, bineînțeles, este o șură. Cel mai probabil țineau animalele aici. Dar haideți să mergem și în gospodărie, să vedem cum arătau casele. Aici e tot așa o magazie. Iar aici avem casa. O casă foarte frumoasă. Cred că în partea de jos era un beci, o pivniță. Un coteț pentru animale. Aici dita mai poiana, unde puteau probabil să aibă oi, vaci, lăsau animalele la păscut, tot felul de pomi fructiferi. Iată că am ajuns mai mult spre sat și începem să vedem din gospodăriile locului, care încă sunt locuite. Poți să faci deosebirea foarte bine între locațiile care sunt încă locuite și cele care au fost de mult părăsite. Se simte foarte bine prezența omului aici. La această intersecție va trebui să facem din nou stânga. Ajung la coada lacului și se pot vedea deja în față niște case. Se vede chiar acoperișul unei case. Iar Cătălin zice că acum în jur de 2-3 ani, acolo încă se putea vedea drumul și se putea încă merge. Iată că satul acesta din ce în ce mai mult începe să fie acaparat de acest lac. Se poate observa o culoare foarte ciudată a apei. Este o culoare verzui închis spre turcoaz. Undeva în zare se poate auzi o muzică care se potrivește perfect acestui loc, fiind foarte, foarte tristă. Doamne, ocrotește-i pe români! Nici că se putea găsi ceva mai potrivit pentru acest loc. Iată că după ce am mers vreo 2 km prin pădure, reușim să vedem mult mai bine lacul Geamăna și se vede fără nicio îndoială dezastrul de aici. În față este vestitul turn al bisericii. A mai rămas doar acoperișul acestuia la suprafață. Însă bănuiesc că în curând va fi și acesta înghițit de sterilul de aici. Se vede cum este apa doar pe margine și curge așa ca un râuleț, iar în față este așa ca un fel de ciment. Nu știu să vă spun mai multe.
Băcățeava asta vine de undeva de sus. Este și o cană. Însă dacă ne uităm mai bine, țeava asta e mufată deja, se duce undeva și mai jos, având nevoie undeva pe aici prin zonă de așa ceva. Am găsit una din gospodării care încă a rămas în picioare. Cam așa arătau casele de aici. Aceasta pare a fi încă locuită. Era și un câine pe aici. Încă sunt racordați la energie electrică. Și exact vis-a-vis avem lacul de la Geamăna. Iar în față de tot se poate vedea cariera, care probabil este încă în lucru. Acum încercăm să ne apropiem mai mult de acest lac. Suntem foarte aproape de steril. Se poate vedea cum e așa un fel de beton. Pot să jur că e beton de fapt, pentru că sunt bucăți mari rupte. Aici văd că e o plantație de cartofi. De aici se vede foarte bine turnul bisericii, care a fost inundată de acest lac. Și de aici vă las să auziți câteva vorbe ale unei localnice de-a locului. Și de asemenea să vedeți și imagini cu dezastrul de aici. Bună ziua! Bună ziua! Nu-i ploaia! Da, stăm și noi să ne adăpostim aici. Nu-i nimic, așa am liniștit. Dumneavoastră stați aici? Aici, dragă. Aici stați. E bine că mai are sterilul până azi la Brăila. Cred că nu trăia să sară sus. Da, oricum avansează destul de mult, că a fost acum 3 ani și se vedea mai mult din turnă. Da, da, dar pe doar avansează că doar bagă pe două benzi, bagă pe aici la butălancul, bagă și acolo la părul bradului. Nu vă credeți cu o ciucă dacă vă citeche. A, mulțumim, nu, avem tot ce ne trebuie, mulțumim. Ne-am luat la noi bagaje. Da, apă luați de unde? Mai aici, mai sus? Da, de la țeava aia. Hai, țeava aia acolo, nu? Da. Mânta! Hala moșa, hai! Hai, țiță, hai! Hai, țiță, hai! Hai! Aveți și pisoi. Hai! Îi dau gamă, îi le dau de cumpăr! Ce mă mă cumpăr? Seamănă cu ala? Pisica, o păliată. Aveți și vaci? Nu am vaci. Doar găini? Nu mă găini. Da. Am găinusele astea și cânuții ăștia, că numai doi am și pisica. Păi ce înseamnă că mergeți kilometri întregi după ce vă trebuie alimente? Sau vă mai aduce cineva? Merg cam 8 ore. Mamă! Păi și tocmai unde mergeți? După făină? Chestii? La Lușa, după farina când îmi trebuie trimis. A, partea asta e Lușa. Da, pe aici, pe la curmătură. Eu când îmi trebuie... Dar sunt mulți kilometri. Îs, vă 12 kilometri. Dar aici ce sat l-a înghițit? Valea Holhorii, zice. Nu, dar ce sat a înghițit? Geamăna și ce mai e? Mai e un sat, nu, înghițit de apă? Vința. Vința, nu? Da. Da, dar acolo mai sunt ceva case la suprafață. Da. Am trecut pe acolo, da. Da, aici la noi... noi... O, nu au lăsat căsele în apă, le-au scos, dar pe pace nimeni în jur. E 11 sunt entități. A, toate... toți locuitorii, sau 11 familii. 11 familii. Da. Și cimitirul cred că e îngropat de tot, în steril. Ăla avem, da, și avem unul după drum. A, s-a făcut unul mai nou, da. Da. Bine, am înțeles că au vrut să rupă turnul de la biserică. Să tragă de el cu ceva ca să nu mai vină fotografii, să filmeze, să... Nu, lasă-i în pace că tot pus, că am mai văzut pe aici, tot pus fotografii ca să nu filmeze. Fi doar, Doamne, ferește. Se știe deja, da. Au și filmat, au dat de la știri. Da, l-am văzut-o la televizor, că doar și eu am televizor. Da. Nu mai e niciun secret. Da. Păi nu, că e un dezastru și de-aia se feresc ei. Nu, treaba lui. Da. Dar o bucată acolo la Vința, cred că i-a stupat de apă. Nu, bine, doar așa acolo cu o familie, pe doar dacă a venit apa,
Da. Fiecare nou. Pe unii s-au mutat, cred că recent, nu? Au plecat. După dacă nu vin și acolo, apa ca da. Și aici la noi. Da. Pis, pis. Hai la mama iubita, mă, să le cum. Mi-e foame. Haide de mama, papi. Ciuca. Dar în ce an s-a început aici exploatarea? În 60 ceva sau? În 69. Uh-huh. Anul și... 69, bolundă. Au... 50. Uh-huh. Maa. De vreo 70 de ani. Au pus presiune atunci, nu? Să plece localnicii. No, bine. Am fost acolo din jos cu casa. A, ți-a avut casa mai jos? Da. Și apoi... A înghițit-o. Am mutat-o cu asta aia. A, am înțeles. Asta am mutat-o la cei. I-a dat bani la cine s-a mutat, nu? Sau? Păi da, i-a despăgubit, eu am da? Despăgubire. Cu banii ce ți-i dădea atunci, nu puteai... Să ni, nu putea nici să cumpere un acoperiș. Ce ba. Dedea atunci, nu știu. Mai știu cât dedea pe tata, că tata o mutat-o la cică și tata o muri de mult. Nimica toată. N-avea, nu putea nici un acoperiș de ăsta nici să cumpere pe casă cum ea să fie. Și-au bătut joc. Da. No, de oameni. Yes, nimica nu vă servesc, că un suc. Nu, nu. Oricum mergem și ne întoarcem și dacă mai e nevoie vă anunțăm. Da, eu fac și că nu mă duc nicăieri, că eu mă duc găinile astea în iată. Hai, mergem? Da. Dar mai veniți, faci nini, nu te cheame, puteți să stați liniștiți acolo, nini, că nu... Bine, mulțumim mult, să rămână. Nu, mulțumesc frumos și iar față-mă de glume. A, nu face nimic. Mulțumim. Deja văd că am ajuns la baza acestui lac. Se poate vedea cum trece pe aici ca un râu. Și de aici de asemenea se poate vedea, se pare așa, a fi un fel de ciment. Da. Mai vreți să ieșim la Roșia Montană? Da. Da, auzi. Apoi, pasat. Da, e pe asfalt. Păi numai bine că... Nu, că aici nu puteți, că e greu. Da. Nu. Trebuie să ne cazăm în Roșia Montană, deci mai avem de mers. Da. Mai bine. Da. Cu asta, nu? Merge, auzi,
Dar să vă întreb o lucru. Nu o să fac. Când ajungeți? Ajungeți în seara asta? Da, da, ajungem. Trebuie. N-avem ce face, trebuie. Ma, pasar pe altfel. Pe altfel. E bobo. E bobo la asfalt, da. De unde ați fost la magazin? Nu, Mazru. Mazru. Slujba, da. Aceea, uite. Aici e biserica? Aceea e biserica, aia nouă. Am înțeles. Mă, hai să vă dau gurii mine. Nu vreau să... Mulțumim. Mai avem de mers. Avem și noi la noi. Avem. Aceea, strică? Strică? Vinos! Vinos. La noi. Strică. E tare. Dar pe partea cealaltă la cui, nu? Nu bea. Eu nu beau. Nu bea. Conducem și după aia nu mai. Nu, mai. Te rog frumos. Nu pot. Nu bea deloc alcool. Nu beau. El nu bea de fel. Nu vă refuzam. Nu vă refuzam, dar nu... Nu te ce zice. Nu ce zice. Da. Zice... Îmi bea băiatul. Zice... Nu te ce zice. Nu bea sau cum. Da, nu bea de fel, da. Nu. Mai au gură și gata. Ba, nu. Mai auzi. Gata, nu mai. Cât? Cât a luat motorul ăsta? A, câți bani? Ia. Cam 2000 de lei, așa. Ia. Da. Dar după ce îl tâniesc, bata-l Dumnezeu. Da. Mergem că mai avem drum lung. Mai au gură. Hai că mai au gură să nu mă refuzi și gata. Nu, așa. Nu mai are rost, știi? Da. De ce nu luat un alt... altfel? Da. E, o să mergem pe asfalt acum. Am pe asfalt. Da, pe vă lăsăm, să mai avem de mers. Da, mai au. Mă pe mătal. Dacă le pieri, vă-ți mie bine, dacă dai peste ele, da. Nu asta, nu știu că rămâi fără ea. Da. Gata, v-a lăsat. Doamne ajută! Doamne ajută să trăiți! Pentru că biserica veche din Geamăna a fost înghițită de acest lac, aceștia au construit o altă biserică, puțin mai la deal. Am ajuns la unul dintre cele mai importante puncte unde se fac deversările. Puteți să vedeți cu ce presiune iese de aici. Iată că am ieșit la acest luminiș. Trebuie să ajungem tot mai în satul acela de jos. Ca să urcăm la loc. Deci mai avem cale lungă și apoi ne așteaptă o urcare foarte abruptă. Deja văd că s-a oprit ploaia. Cerul încet începe să se însenineze. E greu de imaginat și de digerat cam tot ce vezi aici și toți oamenii care aleg încă să locuiască în această zonă din cauza faptului că majoritatea nu au de ales unde să se ducă, cu ce bani. Oamenii sunt învățați să stea în locurile unde au crescut, unde s-au născut. E greu să muți pe cineva dacă nu dorește asta și dacă nu are posibilitățile financiare. Așa că ei continuă să locuiască încă în această zonă cu riscul de a se îmbolnăvi și văzând zi de zi dezastru de aici din zonă. Ce m-a mirat foarte mult e că oamenii de aici nu voiau să pară atât de afectați, cel mai probabil pentru că iubesc aceste locuri unde s-au născut, unde au crescut și pur și simplu nu vor să accepte faptul că într-o zi vor trebui să părăsească aceste locuri. Bună ziua! Neașteptat de multe gospodării locuite, mă așteptam să găsesc o localitate părăsită, multe clădiri abandonate, însă spre mirarea mea sunt foarte multe gospodării unde oamenii au multe animale, vaci, găini, cai. De aceea sunt tot felul de activiști care vor să împiedice același proces din Roșia Montană, tocmai ca să nu se întâmple la fel ca la Geamăna, să fie afectată și acea localitate. Este cel mai bun exemplu pentru a vedea urmările dezastruoase a unei astfel de exploatări miniere. Deja noi tot îi dăm pe coborâre către localitatea Lupșa. Este o coborâre neașteptat de lungă. Însă atunci când vom merge către Roșia Montană, vom avea de urcat bucata aceea lungă și foarte abruptă. Iată că am ajuns într-un final în satul Lupșa. Văd că este un sat dens populat. Văd foarte multe case. Case care par toate a fi locuite, cel puțin aici la intrarea în sat. Mă bucur că în sfârșit vedem și soarele. Astfel, hainele de pe noi vor începe să se usuce. Cel puțin mănușile astea sunt ude fleașcă. Tot vorbeam cu Cătălin și încă ne minunăm că iată, am trecut din nou la tricou.
Cerul s-a înseninat, ca și cum nici n-ar fi existat ploaia de acum o oră, când pur și simplu nu vedeai cerul și turna în continuu. O vacă și doi vițeluși s-a speriat de noi. În față deja se vede cariera de la Roșia Montana. Trebuie să ajungem tocmai acolo, în vârf. Deci avem ca lumea de urcat. Cel puțin văd că am ajuns la asfalt, ceea ce înseamnă că o să urcăm mult mai ușor în comparație cu drumul de macadam. Am ajuns la primărie, primăria comunei Lupșa. Salut! Iată că în apropierea carierei de la Roșia Montana am trecut de la drumul clasic de bitum la drumurile old school, drumurile de timp mai vechi, formate din dare de beton. Mai avem puțin și ajungem și la cariera Roșia Poieni din Roșia Montana. Bă, niște clădiri care cred că aparțin de aici, de minele astea. Probabil iar înainte un punct de control. În stânga cariera dealul Diabului, iar în dreapta uzina dealul Piciorului. În față văd alte clădiri care par a fi tot de la acest sit. Văd tot felul de utilaje, dar și basculantele acelea enorme care sunt utilizate în astfel de exploatări. În dreapta se văd niște blocuri, par niște blocuri pentru cei care lucrează aici. Ce contrast aici, practic ești într-un colț de rai și dai de o zonă foarte, foarte industrială. În față avem lacul, iar în dreapta un indicator care ne spune că suntem la uzina dealul Piciorului. Acum chiar că am intrat în nor, e o ceață totală. Aici au făcut un parapet care se pare că pe alocul era și cedat. Au căzut dita mai pietroaiele în el. Tocmai ce ieșim din nor, devine din ce în ce mai clară imaginea. Cum se vede în dreapta, Marea de Nori. Aici din nou o priveliște panoramică. Un peisaj care te lasă fără cuvinte. Gata, a sfârșit coborâre. Până în Roșia Montana, sper să fie tot așa. Întâlnim deja obstacole. Avem văcuțe pe mijlocul străzii. Sunt cam speriate. Deci clar, nu prea văd bicicliști pe aici. Ne-am abătut de la asfalt, pentru că pe aici era trasat. Văd că suntem din nou pe un drum acoperit cu piatră. Iată că am ajuns și la niște marcaje.
În dreapta avem Roșia Montană, iar în stânga Detunata Golașă. Puteam să coborăm direct pe aici, spre Roșia Montană, doar că am mai fost în 2014 la Piatra Corbului și am dormit acolo peste noapte și vreau să ne abatem un pic până acolo, la Piatra Corbului. E o stâncă foarte interesantă și ajungem repede, 15 minute pe jos, Piatra Corbului. Am ajuns aici în locația unde spunea Cătălin, intitulată Piatra Corbului. Puteți să observăm diferite grote, peșteri din acestea mai mici. Se scrie așa, un simbol al Roșiei Montane. Piatra Corbului este o formațiune stâncoasă cu o formă specifică, ușor de recunoscut. Este situată pe dealul Cârnic, la o altitudine de aproximativ 950 de metri și clasată ca monument al naturii. Iată că în sfârșit am ajuns în Roșia Montană. Văd că începe așa cu case de țară. Însă am văzut că e și o parte a orașului mai dezvoltată. Deja pe bucata asta văd că asfaltul s-a și zvântat. Încet, încet începe să se lase noapte. Deci în adevăratul sens al cuvântului putem zice că am avut o zi plină. Am văzut foarte multe locații atipice, altfel nu putem să le spunem. Cred că aproape am ajuns în centrul orașului, pentru că văd că încep să apară bisericile, 3 la număr. Aproape că aici că ești într-un oraș medieval. Așa arată casele de pe aici. Poate doar pentru că patina timpului a rămas și nu a mai fost reabilitate. Aici cred că e zona centrală, pe lângă faptul că sunt acele biserici. Văd că sunt niște blocuri, însă îmi pare așa o localitate înghesuită, așa îmi lasă impresia. Aici avem tipurile de vagoane, utilizate cel mai probabil în mină. Iar aici este practic o expoziție de istorie a mineretului din Roșia Montană, cu numele de Aurul Apusenilor. Văd că un simbol cu un, nu știu ce să-i zic, ca un fel de pocal cu o suliță și un șarpe și e datat în 1874. Iar în stânga o altă clădire, probabil cu o valoare istorică, care aparent stă să cadă. Transmontana Shop. Cam așa arată magazinele din Roșia Montană. Și cam așa arată bicicleta după tura de astăzi. Exact așa cum trebuie să arată o bicicletă venită de pe munte, pe timp de ploaie. Trebuie să mergeți pe țarină, noi așa zicem, pe țarină. Dar are un nume cazarea? Un nume anume? Nu știu ce e pe acolo pe la ei. No, ești și-o făcut acasă. Nu, că ideea e să punem GPS-ul în caz de rătăcim. Dar cred că vă arată, numai să nu vă rătăciți că nu da, îți drumul. Da, no. Dar arată-le până la Claudiu. Și de la Claudiu, de la Căbănuță, unde așa le arată și tot pe drum înainte, vă duceți până dați de casele perfect. Lor. Nu mai faceți nici un stânga, nici un dreapta. Perfect, bine, mulțumim mult. Și iată că vom merge către cazare, o vom lua pe drumul ăsta de țară și ar trebui să ajungem la două case. A vorbit Cătălin cu niște localnici de aici, de la magazin. Foarte rapid am trecut de la zona urbană la zona extraurbană, zonă de sat. Foarte, foarte rapid. Asta înseamnă că orașul Roșia Montană nu este chiar atât de mare. Hai că am ajuns și la cazare. Bună seara! Bine, mulțumim bine! După noroaie! Ploi! Iată că s-a încheiat și ziua a doua a turii. Am plecat din localitatea Bucium. Am ajuns la lacul Geamăna și am văzut celebra tur la bisericii scufundate. Și într-un final am ajuns la Roșia Montană, unde ne-am și cazat la o casă de-a locului. Așa că rămâne să ne vedem la tura de mâine, partea a treia din cele patru episoade. Salutare!